Hello! Din câte ați văzut zilele trecute în vlogul pe care eu sper că a apărut deja, am fost la Jumbo pentru că am avut nevoie de niște chestii de organizare și m-am gândit să fac un haul pentru că poate ar fi util și pentru voi. După cum am mai spus de nenumărate ori, eu m-am mutat recent și nu am suficient de piese de mobilier, ca să zic așa, în special pentru haine, așa că am improvizat destul de mult și... am mai avut nevoie de bits and pieces pe aici și pe acolo pentru a-mi pune chestii de prin casă. Cum ar fi lenjeria intimă, cum ar fi să împart separatoare pentru noul meu dulăpior de machiaj și tot așa. Nu sunt foarte, foarte multe chestii, dar cred că ar fi utile ca să știți că există și... Da, poate aveți și voi aceeași problemă pe care o am și eu cu organizarea și cu spațiul în casă. Dar pentru că nu sunt atât de multe, am să încep întâi cu lucrurile random pe care le-am luat. Și anume undița asta pentru Lily, pe care o iau mereu pentru ea, pentru că este absolut obsedată de ea. Undița asta este cheia succesului la pisici. Vă spun sigur. Poate bag un video scurt cu ea la final să vă arăt ce mult îi place. Lily, asta e pentru tine. E nouă. Mi-a mai luat treaba asta pentru că n-aveam așa ceva în casă, și anume un set de cusut cu ațe de toate culorile, cu foarfecă, cu ace, cu tot ce ai nevoie. Sper că are și ace. Are. Pentru că aveam nevoie în special de ațe și de ace. M-am speriat pentru un moment. Are și degetar și ace de siguranță. Este super tare. Deci are ațe pe toate culorile și din câte văd eu sunt și de diferite grosimi. Cea albă și cea neagră de aici sunt mai groase. Au ace de siguranță, are un degetar, are ațe de gămălie sau cum le zice, acelea pentru care le bagi temporar când scurtezi ceva sau ceva de genul. Și are și niște nasturi. Și nu știu ce e acolo. Și mai are chestiile astea, capse, care mie mi se pare extraordinar pentru că eu chiar am nevoie de așa ceva. Am o șalopetă drăguță pe care nu pot să o port pentru că nu se mai închide la spate, i-a picat capsa. Da, sunt super fericită că am reușit să iau chestia asta cu tot cu suport și a costat doar 13 lei. Lily se joacă deja cu undița așa în ambalaj. După cum probabil știți, la Jumbo se găsesc o grămadă de... flori false, plantuțe false și arată foarte bine toate. Mie mi-e foarte greu când trec pe acolo că aș lua un pic din fiecare, deși îmi place ca plantele să fie adevărate, dar n-am putut să rezist acestui copăcel care mi se pare că arată extraordinar de bine. A fost 10 lei dacă nu mă înșel. A fost 10 lei dacă nu mă înșel. S-ar putea să am și bun. Și cred că am să o pun undeva acolo, în spate. Gen acolo și am să mut plantuța sau poate o las acolo, nu știu. Dar e super cute. Foarte mult îmi place. Singura chestie random pe care am mai luat-o în afară de chestii de organizare este această sticlă. Mi s-a părut super, super drăguță și chiar mai drăguță decât borcănașele acelea care sunt la mod acum. Nu știu așa, mi s-a părut foarte veselă și mă văd cu ea așa pe birou, făcându-mi limonade și smoothie-uri acum pe timpul verii. Am găsit și bonul. Bonsai, coroane, plantuța, 10 lei, după cum spuneam. Și sticla aceasta a fost 5 lei. Super ieftină din punctul meu de vedere. Și se pare că mai am câteva chestii random de care uitasem. Și anume... am cumpărat niște cârlige din astea ca să le punem pe, să le lipim, să nu facem gaură pentru că, bineînțeles, stăm în chirie și să le lipim înăuntru pe ușa de la baie pentru că nu avem unde să ne agățăm halaturi sau chestii de genul ăsta și este destul de inconvenient așa și da, cred că asta este destul de friendly și nu o să stricăm ușa și practic, sper să și țină. Da, acum. Acestea au costat 4 lei, dacă sunteți curioase. Am mai luat și aceste chestii. Am mai cumpărat aceste chestii. Îți place ce ai făcut? Bun, am închis-o în dormitor, că așa-i place. Stă pe geam acolo și se uită la păsări cu orele. Am mai cumpărat aceste chestii, care sunt niște treburi pe care poți să le pui pe sub poze, post-it-uri și chestii de genul ca să le lipești. Noi le lipim pe mobila din dormitor, poze, tot felul de amintiri, desene
Și am zis să iau mai multe ca să avem mai multe, pentru că plănuiesc să umplu mobila aia, pentru că nu mi-o place. Da, adică să o umplu, să o fac să arate așa cât mai drăguț. Și o să scot amintirile noastre și poze și când mergem în concediu o să facem poze și o să le scoatem și o să le punem pe mobilă și o să arate drăguț. Treaba asta cred că a costat 2 lei. Da, 2 lei. Și am mai luat această perie. Clasică, vine vara, we all need this, știți și voi. Se usucă pielea pe picioare. Eu nu pot trăi fără ele, asta este clar. Care a costat, cred că 4 lei, da, 4 lei. Am mai luat treaba asta mică care a costat 3 lei, ca să-mi pun... am destule, dar am mai avut nevoie exact de una ca să pot să-mi pun și creioanele și cariocile și tot ce folosesc eu pentru bullet journal. Și este o chestie de asta. Nimic deosebit. Nu știu, n-am găsit nimica care să mă încânte, dar oricum nu se prea vede pentru că eu le țin pe toate într-un coșuleț de lemn. Așa că nu mi-am bătut capul prea tare. 3 lei. După cum spuneam, problema mea este că nu am unde să-mi pun lingeria, am sutiene, chiloți, șorap, șosete și chestii de genul. Așa că am luat odată cutia asta, care este destul de măricică. Cred că am să pun șosete și ciorap și dresuri și tot felul pe aici. Asta a fost 20 de lei. Se găsea și pe un gri sau ceva de genul. Și l-am luat pe ăsta, care mi-a luat ceva timp să-l găsesc, dar mi se pare cea mai utilă chestie ever și nu eram sigură dacă o să fie suficient de mare, pentru că eram oarbă și nu l-am văzut expus sus. După aceea l-am văzut și am văzut că este suficient de mare. Și din acel motiv am luat și cutia pe care v-am arătat-o, dar e bine pentru că practic am nevoie de 3. Bla! O să opusez vorbind. Arată așa. O să încerc să-l desfac, dar nu știu dacă o să pot să-l montez acum. Practic sau așa. Nu sunt clar. În fine, practic este ca un dulăpior mic cu două sertare și este din material textil. Da, o să fie nevoie de un pic de montare. Da, o să trebuiască să-mi bat capul un pic cu el, așa că n-are rost să vă arăt. Tot felul de chestii din astea, picioroșele și sertarele în sine sunt aici, așa. Astea sertarele. Sunt super încăpătoare, sunt foarte fericită. Da, e perfect. E perfect. Yay! Asta a costat 40 de lei și mi se pare un deal super ok pentru ce am eu nevoie. Ne apropiem de sfârșit. Aici am rămas cu chestiile pentru dulăpiorul de machiaje și eu am vrut să găsesc cutiuțe albe de diferite mărimi, dar n-a fost să fie, să găsesc numai albe simple de diferite mărimi, să fim serioși. Dar le-am găsit pe astea, așa, și am luat 3 bucăți. A costat 3 lei una, dacă nu mă înșel. Da, 3 lei una. Și văd eu cum le aranjez în dulăpior. Pe lângă asta am mai luat altele cu material textil. Haideți că am elucidat și misterul. Deci am luat odată ăsta, care este un coș așa, compartimentat. A costat 15 lei. Și mai unul care este așa, tot 15 lei. Și aici nu știu exact ce să pun, cum o să pun. Rimeluri probabil și chestii de genul. Încă nu știu cum o să le aranjez. Dacă vreți, cred că aș putea să fac acum o colecție de machiaj. Dacă sunteți interesate, let me know. În sfârșit sunt mulțumită și eu de ce am. Pentru că ani de zile nu am fost mulțumită și de aceea nici nu am făcut colecție și nici nu-mi trecea prin cap. Și am mai luat coșulețele astea. Sunt 4 la număr, fiecare bucată 5 lei. Așa, și o să-l văd eu cum le aranjez. No, nu știu încă exact cum. Pentru că n-am găsit exact pe măsură cum am vrut eu și pe mărime. Vroiam așa, practic, mai multe, dar din plastic, dar sunt foarte drăguțe și astea, îmi plac super mult. Nu sunt toate albe, dar am mers pe culori neutre și două negre. 5 lei. Cam așa arată, sper să pot să le organizez frumos în măsuța de machiaj, în măsuță, în dulăpiorul de machiaj. Și da, cam asta a fost cu Jumbo. Să știți că eu n-am mai fost de aproape un an la Jumbo, din iulie, de când am făcut pregătiri pentru Electric Castle. Și chiar m-am bucurat să mai merg, mi-a fost dor, deși am mers așa pe fugă. O să mai trag o fugă în curând pe acolo, dar încă nu, încă stau cu minte. Dar, da. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, care însemna foarte mult pentru mine, să-mi dați subscribe dacă vreți să mai vedeți ce mai postez pe aici, pe Instagram și Facebook și toate cele mă găsiți cu numele Anda Zelenca. Vă pup! Bye! Lili! Ce ai acolo, Lili?
Ce se întâmplă? Ai prins Prada? Lili? Spune-mi! Ea crede că a prins un șoarec! Lili, du-te adu-mi-l! Du-te adu-mi-l! Hai, adu-mi-l! Hai aici cu el! Hai aici! Haide, adu-mi-l! Adu șoarecul! Dumnezeule! Asta e o chestie nouă! Lili? Ce ai făcut acolo? Dă-mi-l! Da, vino aici cu el, Lili!